De astăzi este interzisă circulația în afara locuinței după ora 22. Polițiștii mehedințeni au ieșit în stradă din prima noapte pentru a se asigura că șoferii sunt informați de noile măsuri. De altfel, acțiunile de verificare au avut loc în toată țara. Azi noapte a intrat în vigoare interdicția de deplasare începută mai devreme cu o oră, 22 în loc de 23, iar forțele de ordine s-au aflat în teren pentru a verifica respectarea noilor măsuri. Polițiștii au dat avertizmente în prima noapte cu restricții de circulație, 28 de persoane au fost legitimate și 21 de autoturisme au fost verificate. Seara trecută, polițiștii mehedințeni au desfășurat o acțiune în contextul instituirii noilor restricții de circulație începând cu ora 22, conform legii 55/2020, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19. În cadrul acestei acțiuni au fost legitimate 28 de persoane, au fost verificate în trafic 21 de autovehicule și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 2.500 de lei. Polițiștii din toată țara se vor afla pe străzi și vor institui filtre pentru a vedea dacă măsurile de restricție sunt respectate de către populație. De asemenea, stingerea s-a dat mai devreme și la restaurante și terase.